Gata, ne-am întors în direct, ați văzut această discuție pe care am încercat să o încheiem într-o manieră cât de rațională. Să pară totuși că s-au adunat niște oameni care au cât de... Dumnezeu, pare o situație bizară în care ne desfășurăm și situația asta desfășurată bizar în România, apare acest sondaj care atestă cum stau lucrurile, dacă este să dăm crezare sondajelor de opinie făcute în perioada aceasta. Da, cum stau lucrurile, ce cred românii, cum înțeleg românii viața. Mari simpatizanți ai sondajelor de opinie, care, nu e așa, de-a lungul timpului au confirmat întotdeauna opțiunea la vot. Au avut și momente bune. Au avut și momente bune când vorbea evidența. Ce mi-arăt? Deci, avem aceste imagini spectaculoase cu Partidul Social Democrat. Sondajul este un sondaj InScope. Văd că sursa este... InScope-ul cui? News.ro. Ei au comandat, pare că de-aia cred că scrie acolo, că, sau ei l-au publicat. Partidul Social Democrat se prezintă undeva la 29,5% din intenția de vot a românilor. Presupun că întrebarea la care asta vine ca răspuns este dacă duminica următoare ar avea loc alegeri, ce partid ați vota, nu? Presupun dacă că în duminica viitoare ar fi da, pentru eu. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri europarlamentare sau cine știe parlamentare, atenție, sondajul realizat înainte de weekendul în care au apărut niște tensiuni la USR, PSD ar fi avut 29,5% intenție de vot, AUR 20,2%, PNL 18,4%, pe locul 4 găsim USR cu 14,1%, și pe locul 5, acest partid cu care se insistă... Bă, că nu vă feriți de cuminte. Și nu-mi dau seama care e... De ce v-ați sfit, domnul Buzeanu? Când ați văzut întrebarea, asta e partidul doamnei Șoșoacă, da, nu, deci, întrebarea care se impune e următoarea. Da. Mă, care e șmenul? La ce vă referiți? Deci, șmenul ăsta cu sos care apare în toate sondajele. Ce vor să ne pregătească, atâta va avea... Dom'le, nu, refuz să cred. Păi și dacă va avea 10%, 5%, cât vrei tu să aibă în alegeri, eu refuz să cred că un partid în care există o singură persoană cunoscută și acea persoană cunoscută e doamna Șoșoacă, domnul Zamfir, de la zero, în 2 ani, ajunge la... Nu există... Domnule, există capacitatea românului de a avea o stare nefericită, ca să fiu eufemistic, este imensă, nu mai subestimați. Domnule, inventat de la zero. Domnule, e făcut în laboratoare, din punctul meu de vedere. Da. Este o conspirație pe cine vrei tu. A părții pro-rusești din rezerviștii serviciilor secrete. Nu cred asta, prostia asta cu 4,3. Târâm după noi, da. asta e formularea. Dar nu cred. Această parte a populației din România care nu trebuie negată în existența sa. Există această parte a României pe care o târâm, uite așa, după noi și pe care nu cred că e o soluție să o negăm. Sunt oamenii cărora le pot spune într-o pandemie că scopul în capitalism e să stea acasă, să nu producă și să nu cheltuie și lor să li se pare că da, lumea așa. Dar domne, ai aur. Ai deja aur. Aur, să știi că nuanța. L-am văzut pe George Simion, zicea, nu știu, domne, a fost, nu știu ce, zicea și niște lucruri care... Deci aici este partea populației care poți să-i spui că s-a făcut un vaccin în lumea civilizată, menit acest vaccin, să omoare populațiile și scopul lumii civilizate este să scape de populația sa, să rămână doar populația lor. Lasă, domne, că poți să înțeleg adepții teoriei conspirației. Eu mă refer tehnic. Când se duce, păi da, te întreb altceva. Te întreb în felul următor, când se adresează întrebarea asta cetățeanului. Păi cum e făcut? Să-mi zici normele metodologice. Așa, acum spune. Votați partidul SOS România? Și oamenii spun, sau spun ei, SOS România. 4,3% dintre românii au indicat nominal formațiunea SOS România? Sondajul de opinie a fost realizat de InScope Research la comanda news.ro. Datele au fost culese, nu știu ce, în perioada până în 2 noiembrie, nu știu ce, prin metoda CATI, interviu telefonic. Telefon, deci la telefon. Și cum era la telefon? La telefon spunea oamenii din propria inițiativă SOS România, da, ăsta este formațiunea. Tu crezi că a fost sugerată? Sau ziceau Șoșoacă? Sau... Nu știu, da, nu-mi dau seama. Da, eu nu pun sub semnul întrebării abilitățile sociologice ale... în scopului acestuia. Probabil că ziceau Șoșoacă. Ziceau Șoșoacă. Și de ce deduceau Șoșoacă? Păi dar adică vezi tu că e o mare diferență între Șoșoacă și sos ro. Aici e adevărat, pentru că eu sunt convins că oamenii care o votează pe doamna Șoșoacă, dacă văd sos acolo, ei nu fac legătura. Păi. Ei caută Șoșoacă. Păi partidul asta Șoșoacă. Ce să spun, domnul... Unde e partidul Șoșoacă? Domnul... Deci eu sunt convins că ei nu au această capacitate de a înțelege, bă, sos e partidul Șoșoacă. Te duci în jignit, iar. Te duci în jignit. Dar nu-i vorba de capacitatea lor. Nu, trebuie să faci un fel de alt fel de constatare, că îți dau exemplu Nicușor Dan, care a candidat, dacă nu mă înșel,
Când au mai fost alegeri, domnul Buzeanu? Deci 2020, 2016 și 2012, da? E, la unele dintre alegerile, multele alegeri la care a candidat domnul Nicușor Dan, vedeți, în 2012, da, el a candidat independent și a candidat și pentru Consiliul General. Păi n-a luat voturile pentru Consiliul General, deși numărul de voturi pe care le-a primit pentru funcția de primar, dacă ar fi fost dublate și la Consiliu, l-ar fi trimis în Consiliul General. Și există și o stare, deci, de buimăceală. Deci un candidat, iată, cu un public educat, elevat, citit, n-a știut să pună ștampila pe el și acolo și acolo. A avut o scăpare, pentru că mintea omului nu este să găsească toate formulele optime pentru partidele politice. Deci SOS România pus pe listă nu este același lucru cu a-l întreba pe om ce părere are de șoșoacă. Da? Că trebuie în primul rând să explici omului echivalența dintre Șoșoacă și SOS România și apoi să te gândești că Șoșoacă va candida la alegerile parlamentare într-un județ, iar SOS, dacă formațiunea asta va depune liste complete, va avea în toate județele. Ori Șoșoacă nu va fi nici măcar pe toate listele din județ. Deci tu dacă îi spui lui în sondaj Șoșoacă și notezi SOS România, rezultatul studiului e viciat, pentru că omul va merge să caute Șoșoacă pe liste, nu va vedea Șoșoacă pe liste și deci nu va vota sau va vota altceva, pentru că el știe Șoșoacă, nu știe SOS România. Îți dau un exemplu, s-a mai întâmplat asta. Dar între timp, uite, de exemplu, când Gigi Becali a avut PNG-CD, foarte multă lume știa că va candida Gigi Becali la alegerile parlamentare. S-au dus și l-au căutat pe liste. El candidase la prezidenție. L-au căutat pe liste. Păi el era într-un județ. În alte județe deschidea lista și o continua activul de partid în județul respectiv. Oamenii căutau un nume, nu l-au găsit, nu i-au dat vot în județul respectiv. Deci dacă omul cunoaște doar numele liderului și tu crezi că simplu numele liderului înseamnă un vot pentru formațiunea anonimă, sondajul tău e de pus sub semnul întrebării. Acum, înțeleg, argumentele sunt foarte de necomodat. Și nu cred că 3,8 UDMR. Dar 3,8 UDMR? E subțire, mai pune. Mai punem? Da, au migrat ăștia de la UDMR la SOS România. Altă explicație nu există sociologică. Haideți, domnul Buzeanu, dar în schimb, ce aș vrea să remarc undeva, Partidul Reper. Partidul Reper este undeva la unde remarci? Un procent și un pic. Păi arată-mi nu, acolo cred că nu l-am mai trecut. Nu v-am căput pe ecran. Nu s-au mai obosit să-l treacă. Ce au zis? Și sub, nu treceți nimic. Sub. Ba da. Are. E acolo. Vă rog frumos. S-a făcut temenic toată discuția. Da. Deci, Reper 0,5. Deci partidul acesta a reușit să-i convingă pe cei de la USR să facă o paritate cu ei. Deci partidul lui Cioloș, ăsta e Reper. Să zică, domne, facem o paritate 1-1, nu cumva? Facem așa un egal, unul de la noi, unul de la voi. Păi voi aveți 0,5, n-ai bine. Da, exact. Păi cu atât mai mult că aveți 0,5. Dacă a fost capabil Reperul să-l convingă pe USR că sunt la egalitate și să împartă partidul și să-și împartă europarlamentari, tu îți dai seama că se poate întâmpla orice. Dom'le, în România asta. Am și o întrebare. Vă rog. Dom'le, sondajul, eu nu vreau să jignesc pe nimeni, să pun sub semnul întrebării abilitățile sociologice ale nimănui. Dar mă pot abține, ori nu comentez, mă uit în gol, ori îți spun ce cred. Da. Sărăcie mare de tot sondajul ăsta. Deci, în primul rând, vreau să știu și eu, în cazul partidului SOS România s-a spus Șoșoacă, la Forța Dreptei s-a zis cumva Orban? Sau s-a zis Fede? La Reper s-a spus Cioloș? S-a pronunțat numele Cioloș? Sau s-a spus doar Reper? Și mai o chestiune, Partidul Verde. Dom'le, poți să-mi spui și mie cine e la Partidul Verde? Cineva de la Partidul Verde, dacă cunoașteți pe cineva de la Partidul Florin Verde. Florin Călinescu. Ia vezi, este? Nu cred că mai. Da, erau niște, la Partidul Verde erau niște PSD-și care au migrat acolo. Asta voiam să demonstrez. S-au grupat acolo. Exact, domnul Buzeanu, asta voiam să demonstrez. Deci nici tu, care cu asta te ocupi, nu faci diferența între Partidul Verde și Partidul Ecologist. Așa, și îmi spune, aia zic, da. Și îmi spune în scopul că cetățeanul a indicat Partidul Verde. Există și Partidul Verde, există și Partidul Ecologist. Poate, la un moment dat exista și Verzi, simplu. Poate au crezut că e Partidul lui Orban, Partidul Verde. Poți să știi, poate au crezut că e UDMR. Că, sau UDMR. Înțelegi? Verde, da. Deci mi-e greu să cred că toți foștii parlamentari de care vorbeai tu, PSD, dar și de pe la alte formațiuni, da, se înscriseseră în Partidul Ecologist, nu în Partidul Verde. Partidul Ecologist făcea alianțe cu PNC, cu PSD, cu nu știu ce. Dom'le, nu-mi spune mie că la nivelul electoratului din România nuanțele astea sunt sesizabile. Deci oameni care fac genul ăsta de confuzii, că nu-mi dau seama cum are partidul ăsta 2,6,
Și noi nu putem să spunem doi oameni din conducere sau din membrii săi. Și ălălalt, unde s-au dus toți PSD-iștii grei, vechi, și nu numai PSD-iști, și PD-liști și alții care nu și-au mai găsit loc în partidul lor, n-are niciun fel, nici n-apare pe listă. Bun, Zafin, în altă ordine de idei, are Partidul Verde 2,6, PMP, care are 2 europarlamentari, un fost președinte. 2 europarlamentari acum. Un fost președinte. Potomac, care a fost cel mai vizibil, domnul Buzoianu, pe subiectul ăla al Schengenului ratat, da? Are 1,7. Reper, cu Dacian Cioloș, 0,5. Fost premier, Ludovic Orban. Într-un moment în care PNL dezamăgește crunt, nimeni nu se îndreaptă către peneliștii care au plecat din partidul condus de Ciucă și Bode. Iar pro-România, în momentul de față, eu nu știu, mai există, domnul Buzoianu? Citeam acum ce zic cei de la news.ro care au comandat acest atât. M-am dus chiar ce-o pe articolul. Păi să spună ce au comandat. Că poate le... Jumătate dintre cei chestionați în cadrul unui sondaj de opinie națională realizat de Inscop la comanda news.ro declară că în mod sigur ar merge la vot la alegerile, la alegerile parlamentare. PSD fiind pe primul loc în intențiile de vot, nu știu ce cutare. Încerc să văd care totuși, dacă derivă de aici totuși, partidul Dianei Șoșoacă urcă 4%, comparativ cu luna precedentă. Numărul celor care spun că nu la... Nu-mi dau seama, că nu ne dau... Adică înțelegi nelămuririi mele, de ce nu are daf de credibilitate pentru mine. Eu am altă... Eu nu spun că e falsificat, eu spun că poate ar mai trebui un pic șlefuită metodologia. Eu cred în felul următor, domnul Zanfir, și remarc totuși o stare generală de mediocritate a acestei țări. Este într-o stare de mediocritate completă și m-ar mira ca zona asta a sondajelor și a sociologiei să fie una de top, domne, una care face diferența în această țară, vine și se desprinde de starea de mediocritate. Și câtă vreme totuși ai țara în care e... Nu, domne, n-are sens nici cu nicio țară. E greu, domne, dacă ziceai Șoșoacă acolo înțelegeam, dar nu asta, lasă-mă cu SOS România. Oamenii așa au zis, SOS România. Așa sunt oamenii. Între timp se trece până această situație. Vezi acest sondaj, dacă e să desprinzi o concluzie plecând de la, totuși, să zicem, de la o aderență la realitatea acestui sondaj, dacă zici, domne, așa stau lucrurile, așa cum au zis oamenii ăștia în sondaj, remarci o mică creștere, singurul partid în creștere ar fi USR-ul. Dacă am plecat de la această premisă, sigur că această sondare a opiniei publice s-a făcut înainte acestui weekend, care a zdruncinat serios de oricare parte a opiniei te-ai afla, a zdruncinat serios acest partid USR, care a trecut pentru un weekend foarte greu, poate cel mai greu, de la Cioloș încoace. Nu-mi dau seama ce putea să-i se întâmple mai rău decât să vină candidatul principal să treacă prin această situație și tu să-l scoți de pe listă și să crezi că ai rezolvat problema. Retrag orice fel de comentariu la adresa Dacă aveți scopului. O retragere. Dar uitasem că e condus de celebrul politolog domnul Ștefureac, doctor al Academiei Naționale de Informații Mihai Viteazu, fost consilier al directorului SRI George Cristian Maior. Cer scuze, am omis. Nu, așa e, exact așa e. Deci acum gata, că în această nouă ordine de idei... Da, mă, nu, gata, e clar. Când nu, îl evidențim pe domnul Ștefureac, îi dăm credibilitate totală. Păi, dați seama. Și mergem dacă mai dacă are doctorat la Academia de Informații Mihai Viteazu a SRI-ului, dacă a fost consilierul șefului SRI, te mai contrazici tu cu omul? Păi poate a avut nevoie. Poate șeful, așa se dau sondajele șeful... tocmai, ca să știe lumea, domnule, ca să știe lumea cum să voteze. Cum să iasă. Cum să iasă, așa trebuie. Da, acum, pe de altă parte, vezi că domnul șef al SRI, domnul Maior, avea nevoie de un sociolog de prestigiu ca să poată să socializeze, să estimeze sociologic această țară și atunci sigur că l-a ales pe domnul Ștefureac, ceea ce e un argument în favoarea lui. Păi văd că e doctor în științe militare și informații în cadrul Academiei Naționale de Informații. Hai că m-au luat. Deci, dar toată lumea trebuie să facă... Academia Națională de Informații Mihai Viteazu este o instituție de învățământ militarizată, nu? Da. Că face parte dintr-o instituție militarizată. Are comandant. Noi zicem rector, dar e comandant acolo, da? Bă, dar chiar nu mai face lumea școli civile, dintre civili mă refer. Nu putem să lăsăm militarii să facă școli militare și civilii să facă școli civile? Ar fi o idee, ar fi o abordare interesantă. Cum e cu civilii ăștia care fac școli militare? Să vedem, poate ne iese mai bine, dacă încercăm și altfel. Poate ne iese mai bine. Domnule, nu am niciun fel de problemă, dar explică-mi și mie fenomenul ăsta masiv în România, curentul ăsta generalizat, al oamenilor civili de a urma instituții de învățământ superior militare sau militarizat. Păi e o zonă de prestigiu, te gândești, domnule, mă duc acolo în zona aia militară, acolo, adică cumva pare așa o zonă de top a... Nu știu, mă gândesc. Că uite, eu l-am făcut SNSP-ul, SNSP-ul nu-i dă prestigiu, mă? Domne, nu știu, e de prestigiu, normal că e de prestigiu. Păi da, e de prestigiu și școala de marină.
Da. Dar nu te duci așa, te domnule, vreau să fac un doctorat la Academia Navală. Tu, eu sunt istoric. Deși acolo aș găsi un sens. Sunt sociolog, dar mă duc pe zona asta. Adică încercam să înțeleg care e demersul, de care ce declanșează această declanșează? Intenție curentă de a merge acolo să faci studii. E, așa e pofta, te-a poftit. Da, mă gândeam la această situație. Domnule, primul sondaj care dă într-o oarecare creștere USR, primul sondaj după atâta amar de ani. Și se dă un pic știi de... ceva sondajul ăsta? Pentru USR ar vota 14,1 față de 11,6 cât era în septembrie 2023. Uite-te, știu. Deci era o stare de creștere. Și ne trezim cu acest scandal în care s-a intrat. De la, totul a plecat de la această declarație pe care haideți să o ascultăm dacă o aveți pregătită. Declarația doamnei Elena Rasconi, care era practic o stare de avangardă a USR-ului în anul care urmează. Chiar mi-aduc aminte că discutam și noi eram excedați cumva de doamna Lasconi, în sensul că se discuta, domne, e pusă și la prezidențiale, e pusă și la europarlamentare, e peste tot. De unde are ceva USR-ul, vine cu ideea, dar de ce nu încercăm cu doamna Lasconi? Și totul mergea bine până la acest moment din viață. Sunt creștină, sunt ortodoxă și din punctul meu de vedere consider că familia este formată dintr-o femeie și un bărbat. Ați fost la referendumul pentru familie? Pentru familia tradițională? Da. Și ați votat pentru familia tradițională? Da. Am nimic împotriva persoanelor de același sex, dar nu văd de ce aș milita pentru căsătoria dintre persoane de același sex. Să aibă și nu mă deranjează, eu vorbesc de aici, e vorba numai de drepturile omului. Dacă mă gândesc la drepturile omului, nu am nicio problemă. Atâta timp cât nu îi afectează pe cei din jur, nu am nicio problemă cu relațiile lor. Dar... Deci, declarația URI, cum a fost, am văzut, renumită în cadrul părerilor de pe internet, de pe social media, declarația URI, sunt creștină și cred că familia trebuie să fie formată dintr-un... Acum, am văzut că se înțelege că dacă tu ești unchi și nu mai poți să fii familie, că familia e dintre bărbați și femei, tu ești unchi... Dom'le, aici era vorba despre căsătorie. A fost formulată oarecum deficitar ideea. În sensul că problema la acel referendum era legată de familie, în sensul de căsătorie, nu în sensul de familie extinsă, de bunic, de nu mai există bunici, nu mai există. Deci am văzut că nu se înțelege. Dacă ești un unchi, nu mai faci parte din familie. Deci aici trebuie clarificată treaba asta în idee. Și în rest s-a rezolvat așa. Cum s-a ajuns la subiectul ăsta? Dar cum s-a ajuns la subiectul ăsta? Referendumul ăla, domnul Buzeanu, când a fost, domne? Acum 5 ani, da. Dom'le, cum am ajuns să discutăm despre cum a votat Elena Lasconi în urmă cu 5 ani, când nici nu era membru USR? Prin intermediul unei întrebări a domnului Zachman. A întrebat-o Zachman din senin, da. Dar la referendumul noastră cum ați votat? Da, am văzut momentul. Am văzut. Îi întreabă pe toți? Nu, bănesc că nu e întrebare standard. Te ia după față? Bănesc că nu e întrebare standard. Deci nu e o întrebare bună seara. În primul rând, cum ați votat? Suspectați acolo o premeditare, nu. În sensul în care știa că a votat așa și zis, doamne, să vezi ce încurcător. Nu, eu am senzația că a dorit să spună cum a votat. Nu, premeditarea a dorit să spună ea, da. Sau a dorit să spună el. El a dorit ca doamna Lasconi să spună lucrul ăsta și de aici să se genereze această situație spectaculoasă de viață. Hai să fim elegani, da. Să spunem că au dorit amândoi. Au dorit împreună. A existat consens pe această comunicare. Da. Pentru că eu am sesizat-o pe doamna Lasconi ca poziționare. Că vorbea senatorul de mai devreme, care, atenție să le spunem, stimați telespectator, domnul senator de la USR de mai devreme. A rămas pe lista de europarlamentari. Deci este... Nu se pune problemă. Teoretic, a mai urcat un pic, chiar căpătat-o. Deci, dânsul este liderul senatorilor USR. Deci, noi am vorbit cu liderul senatorilor. Da, cu liderul senatorilor n-am vorbit. Sper că ați prins intervenția. Da, a fost liderul senatorilor. Da. Deci, domnul Zean, eu am senzația că doamna Elena Lasconi vede așa, are un orizont un pic mai larg decât al foarte multor ruseriști, care se simt confortabil așa în alea 14%. Că dacă ești președintele partidului, vicepreședinte, dacă ești lider de sucursală de partid județeană, da? Păi, locul 1 pe listă eligibil, cu un 14%, dând 2 intră 1. Problema e că sunt oameni acolo care au și așteptări mai mari de la formațiune și știu și că se poate mai mult. Că așa te puteai limita la scorul pe care l-a obținut partidul în 2016. Dar ai vrut mai mult. Ai vrut să ajungi la scorul din 2020. Ai vrut scorul extraordinar de la alegerile
din 2019, europarlamentare, domnul Buzean, da? După care ai picat în nou. Ei și-au dat seama că pe zona asta pe care și-au asumat-o, s-au întins cât s-a putut. Că atât public e România. Da. Zona asta, să zicem, ultra-progresistă. Și sunt oameni, inclusiv în USR, și o cred pe doamna Lasconi, un astfel de om, oameni care și-au dat seama că există votanți naționaliști, dacă vrei să spunem așa, dar care nu pot pune ștampila pe șoșoacă. Că li se atrofiază mâna dreaptă. Care nu vor vota AUR, dintr-o serie de motive. Nu le place Simion. Nu le place ce a adus în Parlament Simion. Deci sunt oameni care ar vrea să voteze un partid, nu o să zic suveranist, că e un termen compromis, așa. Dar un partid mai patriotic, așa. Dar format sau condus de oameni frecventabili, civilizați. Știi, un naționalist de la moderat, genul de partid pe care l-ai luat la guvernare. Da. Nu de care ți-ar fi rușine. Și eu cred că Elena Lasconi le-a transmis prin aceste poziționări votanților de bună credință de România, care nu pot vota PNL pe motiv de Bode și Ciucă, nu vor vota PSD pe motiv de PSD, nu pot vota AUR pentru sunt ceea ce e, să se și șoșoacă, da, să spună, băi, și la noi sunt viziuni conservatoare. Și la noi sunt viziuni de-astea. Vedeți că USR nu înseamnă doar atât, înseamnă și așa, și așa, și orice. Singurul lucru care ne unește, aici vom ajunge, singurul lucru care ne unește este lupta împotriva corupției, transparentizarea demersului administrativ, iată, eficientizarea banului public. Dezvoltarea țării într-o manieră sustenabilă și logică. Dar în restul nu-i conservatorii, nu-i sunt progresiști. 2017. Adică ce a fost USR când s-a înființat? La început, exact, 2017. Cum l-a înființat Nicușor. Deci partidul acesta USR n-avea ca scop, domnule, să definim felul în care trebuie să se unească oamenii. N-avea o ideologie. Era o platformă mai degrabă civică a unor oameni sătui de corupție, care voiau să facă lucrurile transparent, legal, civilizat și în drumurile noastre. 2017, Nicușor Dan își explică plecarea din USR, el conducea partidul, adică nu plecare oarecare. Președinte fondator. E fondator și președinte. Și în momentul ăla a zis, domnule, am plecat. Nicușor Dan își explică plecarea din USR. Este o chestiune de onoare. Am promis oamenilor că în partid va fi loc și pentru progresiști și pentru conservatori. Ăsta este momentul în care USR s-a definit ca fiind un partid exclusiv progresist în urma unui referendum intern. Iar Nicușor Dan a zis, dacă va ieși la acest referendum intern că trebuie să fim progresiști exclusiv, eu am plecat. Deci nu aveau problemă cu progresiștii. El a zis, domne, trebuie să fiu un partid în care să se regăsească și progresiști și conservatori, ceea ce se și întâmpla la momentul respectiv. Ulterior au fost cam excluși conservatorii din acest partid, ceea ce e un pic stupid totuși în momentul în care te gândești că trebuie să fie acolo un pluralist, tu pledezi pentru un partid care trebuie să aibă o soi de libertate, un pluralist de idei. Da, da, între timp și-a dorit să fie un partid ideologic. Ideologic. N-a mai vrut să fie o simplă platformă civică, da? Ca ei așa s-au vândut inițial. Dom'le, suntem o platformă civică, nu am venit aici să facem ideologie, noi aici am venit să facem ordine, suntem mai mult o intervenție tehnică. Trebuie să îndreptăm niște legi. Și era discuția. Dar cum vă veți poziționa voi pe altfel de legi? Cum sunt aceste legi, da? Care vizează căsătoria dintre bărbați și femei sau dintre cetățeni, oricare ar fi acești. Și eu am spus, hai să nu ne băgăm în alea. Hai să nu ne băgăm în aia. Țara asta suferă de corupție. Hai să tratăm corupția. Hai să transparentizăm demersul public, da? Să nu avem alte probleme de rezolvat în primul rând, și primordial. Aia fiecare votează cum vrea. Și secret. Asta trebuie să fie definiția diversității. Deci tu când te despre... Un partid, uite de exemplu, un partid clasic se definește pentru o ideologie, pentru o orientare. Da. Nicușor a spus, în momentul de față noi avem ideologie, dar nu avem luptă împotriva corupției. Nu avem eficiență. Avem numai păreri. Noi am început invers. Hai să renunțăm la păreri pe chestiile astea. Vrea senatorul X să voteze pentru un referendum, să voteze. Vrea senatorul Y împotrivă? Împotrivă. Dar partidul nu are o poziție oficială pe acest subiect. Cum partidele de regulă n-au o poziție oficială pe foarte multe subiecte. Da? Că acum, sigur, toată lumea știe că în războiul din Ucraina țin cu ucrainenii, nu cu rușii, mai puțin doamna Șoșoacă, așa, că țin toți cu Israelul, nu cu Hamasul, adică chestii astea clare, dar dacă intri un pic de nuanță și vezi despre, de exemplu, care e poziția oficială a partidelor din România în momentul de față, pe inițiativa înființării unei forțe militare comune la nivelul Uniunii Europene.
Sunt pro sau sunt contra unei armate a Uniunii Europene? Că a existat această inițiativă, tocmai din dorința de a te rupe un pic de SUA. Da. Ești pro sau contra? Păi îți spun că dacă sunăm acum aleator, în ordine alfabetică, cronologică sau de care vrei tu, nu vor avea o părere foarte mulți parlamentari. Și cu atât mai puțin nu vor avea o decizie asumată de partid pe o astfel de chestiune. Și eu zis, pe cele ce țin de religie, de orientare sexuală, de legalizarea căsătorilor între persoane de același sex, fiecare ales al partidului votează cum vrea și partidul în sine nu are opțiune fermă pe acest subiect. De ce? Pentru că noi avem opțiune fermă pe corupție, pe transparență, pe draci, pe laci. E, nu s-a dorit. Partidul deci, a spus trebuie, trebuie să fim mai într-un fel. Nu trebuie să fii olimpic la matematică. Internațional, dacă internațional, să-ți dai seama că într-o țară atât de creștin-ortodoxă cum este România, e o idee mai degrabă proastă să te apuci, să te poziționezi cu ferocitate. Nu e, adică poate să fie o idee extraordinară, dar dacă scopul tău este să te limitezi în niște procente care nu te vor ajuta să schimbi mare lucru. Adică dacă tu ai 12% sau 10% sau 8% sau în zona asta, nu prea ai cum să schimbi mare lucru în această țară, pentru că nu vei deține niciodată puterea de a schimba. Deci n-ai nicio relevanță ca partid. Ești doar un partid care face un pic de gălăgie. Poate sunt politicieni atei. Sau poate sunt de o altă confesiune sau chiar de o altă religie. Iarăși, nu le putem spune da, trebuie să permiți, se adapte. Trebuie să permiți oarecare diversitate, mai ales într-o țară. Păi dacă nu, te, dacă nu ți asumai o opțiune ideologică oficială a partidului. Da, pentru că, domnul, uite, de exemplu, a putea merge într-o zonă diferită. Deci, sunt partide care susțin că parte din identitatea lor este ortodoxia, că se declară ca atare. Da. Dau candidați pe liste care nu sunt ortodoxi. Înțelegi? Și eu acolo te întreb. Bineînțeles că nu poți condiționa prezența pe liste sau susținerea acordată unui om prin prisma orientării sale de orice fel sau a convingerilor religioase. Dar pentru votantul căruia îi spui că valorile noastre strămoșești creștin-ortodoxi specifici, de ce nu te opri la creștine? Deci tu electoratului îi spui valori creștin-ortodoxe, vine el acolo convins că aperi exclusiv lumea ortodoxă și te trezești că pe locuri eligibile ai candidați care au alte confesiuni. Deci îți spun, fără a permite cuiva să limiteze libertatea politică a oricui, nu e și asta o formă de escrocare a electoratului? Ba da, e o formă de escrocare, că într-un fel tu îl miști. Dar uite, apropo de forma asta de escrocare a electoratului, hai să urmărim un pasaj. Și propun să urmărim un pasaj cu doamna Elena Sconi, prezentă la emisiunea de la Digi24, la domnul Pândaru. Apropo, da, te-ai gândit, ai intuit așa la ce partii mă gândesc? Da, domnule, la PNL. Nu. Nu? Am înțeles. Nu. PNL nu se definește ca un partid creștin-ortodox. Nu. Te referi probabil la... Lasă că zic pe materialul ăsta. Așa. Și dăm și nume. Și între timp o urmărim pe doamna Lasconi prezentă la această emisiune, explicând totuși lucrurile care au pus-o în situația în care se află, și anume, lucrurile astea au adus-o în postura de vârf de lanț a USR-ului. Faptul că a reușit într-un oraș mic cum este Câmpul Lung, că până la urmă nu e neapărat un contraargument la doamna Lasconi Câmpul Lung, ci din potrivă, domnule, într-un oraș mic a adus în câțiva ani bugetul pe care acest oraș l-ar fi avut în 40 de ani prin fonduri europene. Atenție, deci europenii aia nasoi, nu? Uite-te și tu ce au putut să câștigă. România are o problemă, asta explică șoșocilor doamna Șoșoacă, că domnule, problema noastră e cu Uniunea Europeană. Uniunea Europeană ne-a adus în situația în care un oraș atât de mic cum este Câmpul Lung a dobândit un buget enorm datorită acestor fonduri europene. Zice doamna Lasconi că am urmărit o intervenție asta cu un singur om care a gestionat această situație cu fondurile europene acolo, priceput, dedicat acestei zone. Dar mai povestește o chestie foarte interesantă legată de Partidul Național Liberal, care deținea un prefect acolo și care reușea să blocheze toate aceste inițiative. Au venit la Câmpul Lung vicepreședintele PNL, Benoni și nu mai știu cum îl cheamă, și cu încă un individ. Benoni Ardelean? Da. Și mi-au propus să intru în PNL. Și au spus că dacă vreau să văd buna lor credință, este că o să-mi deblocheze bulevardul. Și am spus, așa făcea mafia. Îți stric un business, după care spun, vii de partea mea și te rezolv. Dar v-aș face un compliment dacă v-aș face mafioți. Pentru că din punctul meu de vedere sunt niște interlopi politici. Și cred
Repet. Cu toată ființa mea. Mă văd nevoit. Vedeți-vă nevoit. Vedeți-vă nevoit. CNA, să vă atrag atenția asupra. Toată lumea știe lucrul ăsta, m-au văzut oamenii sau au înregistrat camerele de supraveghere de la restaurantul unde am fost. Și nu am absolut nicio treabă, nicio teamă, pentru că știu cum au acționat și știu că sunt și mai rău de atât. Astea sunt lucrurile care au fost vocale. Ce descrieți dumneavoastră sună șantaj. Da, șantaj. Și ați depus vreo plângere la autorități pentru... Păi nu am avut cum să o dovedesc cu înregistrări, cu... Nu am avut cum să o dovedesc, pentru că eu nu m-am dus acolo cu camere ascunse, am zis că avem o discuție. Nu știam nici despre ce o să fie discuția asta. Benoni a venit la Câmpul Lung și a spus că el este din Hațeg deloc și am crezut, na, că... mă cunoaște că suntem din Hațeg, eu sunt din Hațeg deloc. I-am întrebat pe părinții mei, pe mama mea special, care știe tot ce se întâmplă în oraș, zic, cine este acest individ? Și mi-a zis, a, păi omul ăsta, e un om deosebit, că e și pastor. Părinții mei sunt peticostali, eu sunt ortodoxă și vorbeau așa cu foarte mare respect. Și am avut o părere foarte proastă și acum... mi-am schimbat-o puțin, este și mai proastă. Asta mi-a plăcut final. Dar căutam acum, domnul Zanfi, că are o oarecare vechime, adică are măcar câteva zile, nu știu exact câte exact, dar are ceva timp acest, sau poate a fost ieri difuzat, n-a avut timp domnul Benoni să dea o reacție, să vină să contrazică aceste situații, că nu văd o reacție. Poate fi dat pe... Între timp nu mai este în Partidul Național Liberal domnul Benoni și a desfășurat o formațiune paralelă. Și-a făcut un parapartid? Așa, și-a făcut un parapartid. Și-a făcut un partid separat. Da? Dar bine, uite ce frumos. Că acuzațiile sunt importante. Bine să ai lucrul tău, Radu, că uite. Dacă rămâi în PNL, riști să nu mai apar pe liste, te scot ăștia când vor. Faci tu acolo treaba ta. Da, tu mai ai niște teme pe care trebuie să le promovezi acolo pe o altfel de filieră decât cea politică și poate, uite-te și tu, nu intri în luptă cu Partidul Național Liberal, că eu știu că s-au certat de la legea aia cu furatul copiilor. Da, acolo s-a intervenit. Furatul copil. Adică erau, legea lui Firea prin care fura copii. Legea prin care fura Firea copii. Că asta îi reproșez. Așa e, că fură copii. Da. Așa. Unde s-au pus formațiunea AUR și doi reprezentanți ai PNL, domnul Sighiartău și domnul Benoni. Cei doi domni. Nu știu de ce fix aceștia doi s-au pus alături de așa AUR. Așa a fost să fie. Deci așa s-a nimerit, acum, sigur că da. Apropo de nimerit, situația, ca să o întregim, probabil că știți, situația s-a complicat în măsura în care fiica doamnei Lasconi a avut o intervenție pe acest subiect, ea fiind, înțeleg, participantă, parte, nu știu cum să zic, adeptă... Fiind la Paris. La Paris, dar a acestei comunități, a LGBT, sau așa este se o... definește. Scrie acolo pe Instagram. E de toate, am văzut că e. Și problema este că, păi, dacă urmărești felul în care se definește pe Instagram, vezi că este și socialistă, în sensul de aproape de comunistă, că a pus Secera și Ciocanu, dar și LGBTistă. Ceea ce e o stare de contradicție, că mi-aduc aminte că cei cu Secera și Ciocanu nu erau cu LGBT-ul. Asta era clar. Nu știu, domnule, așa mi-a rămas mie minte. Domnule, nu știu, vedeți și dumneavoastră, s-a mai tocit și Secera, da? S-a mai uzat și Ciocanu. Nu. Domnul Buzeanu, nu, dumneavoastră vă referiți probabil la comunism în prisma național-comunismului de tip șaușist. Cum era el pe vremea? N-are, domne, niciun fel de treabă. Da? Cum se organiza el? Ce, domne, iartă-mă, era internaționalist la regimul șaușist. Nu. Noi trebuie să ne referim la principiile de bază. Mergem la geneză, da. Pornim de la Marx, de la Lenin, de la Engels, da. Deci pornim așa frumos de tot și vedem, adaptăm zilelor noastre și vedem că e compatibilă extrema stângă, da, că a pus Secera și Ciocanu, cu apărarea drepturilor minorităților, de orice fel. Da. Deci are un sens, e un comunism. Eram convins că are un sens. E un comunism parizian. E un comunism sovietic de la ordinar. Știu, doamna Sartre, hai să vedem. Înțelegi? Hai să vedem care este reacția dacă pentru cei care au fost plecați din localitate. Ei, da, și cred că și în străinătate se prinde. Tu că am văzut că vorbea și în engleză, comunica și în engleză. Am văzut o intervenție a fiicei doamnei Lasconi în engleză. A cântat și internaționala, dacă tot. Haideți, domnule, să vedem asta și să pregătim și pagina de Instagram ca să definim spectrul activităților. Da, vă rog.
Bună, sunt aici să vorbesc despre mama mea, Elena Lasconi, candidat USR la europarlamentare. Am citit știrile de astăzi, acum multe ore, însă sunt în continuare în șoc și absolut dezgustată să aflu că mama mea a votat da la referendumul Coaliția pentru Familie pentru a susține așa zisa familie tradițională între un bărbat și o femeie. Nu pot să descriu durerea pe care o simt nu numai ca fiica ei, însă și ca un membru al acelei comunități. Sunt absolut dezgustată, dezamăgită și șocată. Nu-mi vine să cred că persoana pe care am susținut-o în cariera ei politică s-a dovedit a fi o homofobă. Îmi pare rău dacă auziți urlete, vecinii mei dau o petrecere acum. Nu am cuvinte. Nu am cuvinte. Nu m-aș fi așteptat la așa ceva niciodată. Nu m-aș fi așteptat ca ea să fi militat vreodată pentru drepturi egale. Nu a apărut vreodată pasionată de acest subiect. Însă sunt șocată să aud că a votat da pentru modificarea Constituției într-un mod jegos și discriminatoriu. Mă doare sufletul, mă doare inima și am palpitații de câteva ore. Nu susțin un astfel de om pentru alegerile europarlamentare sau prezidențiale, deși știu că este favorita multora pentru acel rol. Sufăr foarte mult și nu-mi vine să cred. Consider că dacă ești creștin și crezi în legea iubirii, ar trebui să lupți pentru drepturi egale, pentru ca fiecare om să poată să își aleagă calea și să-și poată forma o viață fericită și liniștită. Această discriminare jegoasă nu are loc la mine în familie și din acest motiv nu o mai susțin pe mama din niciun punct de vedere din acest moment. Vă mulțumesc! Până aici a fost. Bun, asta este profilul de Instagram al domnișoarei Lasconi, da? Fiica primarului Lasconi. Luăm o scurtă pauză de publicitate să ne revenim. Au fost imagini cu puternică încărcătură emoțională. Pare rău că nu v-am anunțat dinainte. Câteva momente, pauză, ne liniștim, încercăm să ne revenim și cu forțele adunate comentăm discutăm, un pic da. Profilul. Doamne ajută!
Gata, am revenit în direct, am ascultat mărturisirea pe care probabil că toată lumea o cam știe, a fiicei doamnei Lasconi, care cumva a pus și mai mult combustibil pe acest incendiu determinat de această ieșire a doamnei Lasconi, care a spus că este creștină ortodoxă, ceea ce a determinat o oarecare răscoală în partea Dumnezeului. Și că a votat la referendum. Și că a votat la referendum. Asta de fapt a fost... Mai degrabă faptul că a votat la referendum. Asta a deranjat. Dar domnul Buzoianu, să știți că nu... Nu cred că a pus gaz pe acest incendiu sau pe foc sau nu, cred că l-a declanșat. Adică faptul că a votat, s-a declarat votantă, nu era atât de grav cât faptul că a fost acuzată de fiica sa de homofobie și... Votanții USR nu-mi dau seama ce măsură sunt atât de scârbiți de cei care au fost atunci mai degrabă deschiși referendumului. Mă refer la Clotilde Armand, pe care au votat-o până la urmă oamenii, nu? Mă gândesc la Stelian Ion, care în Parlament a votat pentru organizarea referendumului. Și după aia n-a avut nicio problemă în USR, a fost pus pe listă, a fost ministru, câte și mai, și au fost mulți. Poate că n-a fost identificat, n-a fost targetat cu acest, cu această dimensiune. Iar Elena Lasconi, când a dat acel vot, repet, nu era membru USR. Da. Așa, ea cred că în momentul de fapt... Cu doamna Șoșoacă, domnul Zanfir, era membru USR. Foarte posibil atunci să fie membru USR, feroce împotriva acestui referendum. Și împotriva moaștelor în general. Și a moaștelor, asta e spectaculul ăsta. Împotriva moaștelor, da. Eu cred că Elena Lasconi a încercat să spună publicului că are opțiuni și că există și opțiuni mai degrabă conservatoare în afară de Șoșoacă și Simion. Pentru că, domnul Buzoianu, ai și o variantă. Sunt foarte mulți oameni pe care dacă îi întrebi și îi rogi să-ți răspundă cu onestitate, vor spune că în continuare cred în granițele naturale ale României mari. Dar asta nu înseamnă că o votează pe Șoșoacă că a apărut ea cu harta cu teritoriile de la Ucraina în care trebuie recuperate. Deci Șoșoacă nu este o opțiune validă de vot pentru oamenii care cred în România aici mare. Faptul că scopul probabil existenței doamnei Șoșoacă este să ducă în derizoriu tot felul de lucruri conservatoare, așa cum scopul regelui Cioabă în anii 90 era ducerea în derizoriu a monarhiei Și a prințului Paul. Și scopul prințului Paul. Deci e o metodă care s-a tot folosit, s-a tot întrebuițat, așa cum scopul lui Liviu Dragnea a fost detragerea în jos acestui referendum din momentul în care s-a agățat de acest referendum, dom'le, s-a ales praful de el. Acum, ne întoarcem în această imagine care este absolut revelatoare. Domnul Zanfir, în primul rând, zice, doamna se prezintă Transylvanian Anticapitalist in Paris. Adică, nu neapărat, nu zice că e româncă, ci transilvaneancă. Mie mi se pare semnificativă și această chestiune. Anticapitalist transilvanean stabilit în Paris. Am înțeles. Care e problema? Care e problema? Da. În schimb, cei de la USR nu sunt anticapitaliști. Păi, dar dânsa nu este de la USR. Dar nu e de la USR. Nu, mama e de la USR. Cât o mai fi. Că se punea problema să fie înlocuită. Dacă a fost în neregul să fie înlocuită, uite, chiar de fica domnului. Dom'le, am văzut că la PSD așa se fac lucrurile. Vine fiul și preia, uite, a plecat piedone la pușcărie, pac, a venit fiul și a preluat mandatul. Adică, din motive separate, s-ar fi putut face... LGBTQ plus ally, aliat al comunității, Socialist Union Friend. Aici se cere și Ciocanu. Corect, deci aici domnul Buzatu are jute, o femeie extraordinară, domnule. Uite, fica, nu ca mamă. Plant mom? Da. Ok. Plant mom, ce înseamnă asta, dacă puteți să definim? Crește plante. Am înțeles. E ca o mămică deci, pentru plante. Practic, în cineva moment, trebuie să e un concept care se dezvoltă în sensul cred, că... Cred, nu știu. Eu, de exemplu, dacă am niște plante acasă, nu sunt plant father. Dead. Dacă am niște plante și le mai și ud. Le și uzi? Dar n-am plante, dar zic așa dacă așa... Dar dacă ai avea, ai fi. Plant father, așa, bun. Da, nu știu, e o opinie, domnul Buzoianu, că trebuie să separăm, nu e o informație. Gaming veteran, tare așa, de tot. Veteran... Wannabe musician, fel de vocea României, domnul mai și când cu tare. Wannabe musician și aspiring writer. Da. Eu am înțeles că dânsa promovează un joc, World of Tanks, dacă ai auzit. Da, se joacă și în Ucraina, am văzut așa ceva. Am crezut că spui că se joacă și în altă parte, că se știe că se juca, dragi. Da. Așa, multe funcții de conducere. Joacă și mai... Putin jocul toată ziua joacă și nu numai, ci persoane cunoscute. Deci, domnul Buzer, ăsta este un joc dezvoltat de o companie înființată în Belarus. Am înțeles. Minsk. Păi unde? Păi unde? Și e o companie foarte interesantă, sigur, acum sediu juridic. Deci în zona socialistă, foarte bine, se cea și Șocanu. Da, tu știi cât de bine le merge, din punct de vedere capitalist, celor care au înființat această companie cu care lucrează tânăra
Ioana Lasconi. Da, da. Da? E destul de greu așa, că nu dăm seama, mi s-a portat o abordare pacifistă, dar tu promovezi un joc care produce milioane de euro, da? Compania e una, este, din câte am înțeles, are sediu, sediul din Minsk, că s-a mutat juridic în Cipru, la Nicosia, e mai bine fiscal, în una dintre puține sau chiar singurele clădiri, turn, sticlă și oțel, Occident curat, din Belarus. Dar s-a declarat ea în favoarea acestui, adică când vorbim de gaming, ea pe jocul ăsta este e... Este ambasadorul acestui joc, promovează acest joc. A, deci o chestie absolut redutabilă în zona jocului, adică nu e că... Da, domnule, e un nume greu al industriei. E un nume greu al acestui industriei. Căutați Ioana Lasconi... World of Tanks. World of Tanks. Păi te ne cumpe, dar e celebră. Am face înțeles, domnule. Da, asta e emisiune pe subiectul ăsta. Nu, da. E o voce. E o voce a lui Mitancuri, ok. Da, compania foarte interesantă. Da. Da, are câteodată probleme cu serviciile de securitate, a avut pe cineva care s-a declarat în favoarea invaziei ruse în Ucraina, a fost imediat eliminat, unii apar pe liste negre. Asta, unii... Da, domnul e Zafir, foarte interesantă compania și foarte capitalistă. Aș vrea să pun o întrebare. Foarte capitalistă, adică te-ai gândit că trăiește din agricultură de subzistență. Nu, poate, capitalist, dar aș vrea să mai pun o întrebare așa pe final în legătură cu... Una dintre problemele cu care ne confruntăm este conservatorismul progresiștilor. În sensul în care văd că se fixează foarte tare pe sexul celor care fac parte din această intenție de căsătorie. E o problemă mare sexul, că trebuie, în sensul că trebuie să nu mai conteze sexul, să fie de orice sex și aceea e extraordinar. Doar că aș vrea să mai adaug o chestiune. Dom'le, de ce v-ați fixat și pe număr? Că n-am văzut pe nimeni să spună, dom'le, dar de ce 2? De ce 2? De ce nu 3? De ce nu 6? De ce nu 7? De ce nu 5? Ce adică, nu există? De ce ne-am fixat pe ideea problemei sexului? Când ar trebui să ne mergem, să mergem să extindem, să discutăm și numărul celor angrenați într-o căsătorie. De ce doar sexul e? Dom'le, să rămână 2. Păi asta sunt niște idei fixe venite incremente din trecut și vreau să pledez și pentru extinderea numărului. Luăm o scurtă pauză până mâine când extindem numărul emisiunilor. Să aveți o Românie bună în continuare. Ne vedem mâine la ora 18. Avem două subiecte pe care le-am amânat pentru ziua de mâine, dar vă spun că merită așteptarea. Mâine la 18 ne revedem nou. Toate cele bune!